Cerca să treacă frontiera cu un permis de conducere fals. Este isprava unui moldovean de 24 de ani, reținut de vame și români la punctul de trecere Albița. Individul conducea un autocamion cu remorcă, iar permisul lui de conducere le-a strânit dubii polițiștilor de frontieră. În urma verificărilor s-a dovedit că actul era fals. Luat la întrebări, conducătorul auto a povestit că și-a pierdut carnetul. Și cum emiterea unui nou document este o acțiune migăloasă, a apelat la serviciile unei persoane din Călă, Chișinău, care i-a făcut rost de un alt permis, în schimbul sumei de 390 de lei. Pe marginea acestui caz a fost întocmit un dosar penal pentru uz de fals.